Claudia a ales acum 12 ani să părăsească România și să se stabilească în Marea Britanie. Pe pământ englezesc a realizat că muzica este pasiunea vieții ei, pe care a transformat-o în meserie. Prima care a recunoscut talentul pentru muzică a fost chiar mama Claudiei. Mama ar fi vrut să mă fac cântăreață, tata ar fi vrut să mă fac sportivă de performanță. Am practicat tenisul de câmp și el mi-a fost antrenor timp de 8 ani de zile, dar eu sunt foarte apropiată de familia mea și ei m-au susținut dintotdeauna în ceea ce fac. Tata este fanul meu numărul 1, urmat de fratele meu, și orice aș hotărâi, ei sunt oricând alături de mine. Chiar dacă se plasează în topul celor mai buni DJ ai lumii, Claudia recunoaște că ascultă cu plăcere mixajele altor colegi de breaslă, printre ei DJ Project. Din afară sunt fascinată de sunetul Sun Van Dorn, iar din România am tot ascultat DJ Project și îmi place foarte mult. Foarte, foarte mult. Este preferatul meu, aș putea spune, din țară. Și ca orice DJ care se respectă, Claudia a plasat într-un top al locurilor în care a mixat pe primul loc celebra insulă Ibița. Iată care sunt celelalte destinații preferate de clubbing ale târgoviștencei. Fiecare concert pentru mine reprezintă o nouă aventură, dar dacă ar fi să fac un top 3, aș merge, cred, pe, bineînțeles, numărul 1, Ibița. Este o insulă magică care pe mine mă fascinează de fiecare dată când merg. Locul 2 aș putea spune Las Vegas, unde am mixat anul trecut, astăvară, la Rain, la The Palms, la petrecerea lui Paul Oakenfold. Și nu am văzut nicăieri un asemenea show de lumini și lasere cum am văzut în Las Vegas. Pe locul 3, în general îmi place în Statele Unite, oriunde aș merge. Deci cred că America ar fi pe locul 3 cu orice locație.